Pensiunea de la care s-a dezlănțuit acest iad în noaptea de Crăciun apare, să știți, în Registrul Comerțului, înregistrată cu numele Ferma Dacilor Production SRL. În acte nu apare însă și numele lui Cornel Dinicu, deși public acesta se prezintă drept proprietar. Ei bine, colega mea, Cătălina Mănoiu, este în acest moment în direct și ne lămurește cu această situație. Te ascultăm, Cătălina. Datele din Registrul Comerțului, datele publice, arată că această firmă, Ferma Dacilor Production SRL, a avut un certificat de înregistrare care s-a eliberat în 2021. Este cu sediul social în Tohani, Comuna Vadului. Tot aceste acte din Registrul Comerțului arată că Cornel Dinicu nu este practic înscris în actele oficiale. O să vedem imediat, sunt doi alți asociați, Olteanu Marian Viorel. El este născut, potrivit datelor oficiale, în Prahova și Ristin Vitomir Adrian. Aici o să vedem data, locul nașterii este Timișoara. Firma are taxele plătite la zi. Datele din Registrul Comerțului arată faptul că în ultimii 3 ani, pentru că din 2020 avem aceste evidențe, firma și-a crescut profitul an de an. Domeniul principal de activitate este acela de facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată. O să vedem, de exemplu, în 2020, în plină pandemie, profitul era de aproximativ 1,2 milioane de lei și avea această firmă un număr de salariați, 6 salariați, erau într-adevăr plătite la zi, spun cei de la Registrul Comerțului, taxele și impozitele. În 2021, profitul crește și ajunge la aproape 1,6 milioane de lei, se păstrează numărul de salariați. În 2022 o să vedem un profit de peste 2 milioane de lei. Aici este și momentul în care numărul de salariați crește la 11. Cornel Dinicu nu apare practic în aceste documente depuse la Registrul Comerțului, însă el se prezintă public drept proprietar. Vorbește într-un interviu acordat anul trecut în luna noiembrie despre cum în 2012 a început practic să cumpere bucată cu bucată acest teren unde a fost construită pensiunea și cum a ajuns la 40 de hectare. Tot acesta spune și cum a făcut tranziția de la un graj care era acolo la o facilitate de cazare cu aproximativ 30 de camere, care s-a dezvoltat. Vorbim despre o firmă care are aceste facilități de cazare, dar și despre o firmă care livrează produse naturale.